Joi după amiază, în localitatea Vadu Moldovei din județul Suceava, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate un tir și o mașină. Întrucât salvatorii aveau informația că o persoană a rămas încarcerată, spre locul accidentului au plecat pompierii militari cu două autospeciale cu accesorii pentru descarcerare și o ambulanță smurd, cu sprijinul a trei echipaje ale serviciului de ambulanță județean în Suceava. În autoturismul lovit de tir erau două femei și un bărbat. Persoana încarcerată a fost extrasă și predată echipajelor medicale, fiind stare de inconștiență. Din nefericire, victima avea leziuni incompatibile cu viața, iar cadrele medicale au declarat decesul. Cele două femei erau conștiente, dar cu diferite traumatisme. Acestea au fost stabilizate medical la fața locului, după care au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate. Șoferul autotrenului a refuzat transportul la o unitate spitalicească. Poliția a deschis un dosar penal în acest caz și continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs accidentul.